într-adevăr, trebuie să fim adaptați la ceea ce înseamnă mobilierul de comandă de supărarea învățământului. Respectăm și construcțiile legale din domeniu. Dar, iar în ceea ce privește reprezentanții primarului din Consiliul de Administrație, vă spun că am asemnat domnul viceprimar Laslo această dispoziție în locul dumneavoastră. E aici domnul Moroșanu. Când s-a semnat? A plecat. Zile trecute a asemnat domnul viceprimar Laslo în locul domnului primar, ca adevăr, tocmai pentru a face operațională aceste Consilii de Administrație. În mare parte acești reprezentanți sunt cei care au fost și înainte, dar au fost și cereri expresă de la persoană din bunăstare sau părinți suplimentari care au dorit să fie. Dar, repet, în marea parte au fost păstrați cei tineri care reprezentau primăria la noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, mai puțin, domnule președinte. Da? Ce scuze și tot apropo de decizia domnului Boșcan, mulți consilieri locali mi s-au plâns de faptul că nu sunt anunțați de toate ședințele